Să rămână, mulțumesc pentru invitație. Ne bucurăm că ați reușit și anul acesta, echipa Financial Intelligence, să organizați acest forum. Pentru noi este de mare interes. După cum bine știți, încă de anul trecut am insistat cu discuțiile cu autoritățile publice pe acest subiect și acum ne bucurăm să vedem că lucrurile merg înspre bine. Vreau să reamintesc că cine este Federația Patronală de Petrol și Gaze. Suntem singura organizație reprezentativă din sectorul de petrol și gaze, care reprezintă peste 95% din producători, atât de petrol cât și de gaze. Spun acest lucru pentru că vreau să știe cei care ne privesc acum că suntem foarte, foarte aproape de a vedea un proiect de țară realizat, motiv pentru care salutăm declarațiile de astăzi de dimineață ale ministrului Virgil Popescu. Dumnealui, încă de anul trecut, din legislatura trecută, a fost un susținător al proiectului de gaze din Marea Neagră. Din păcate, anul trecut a fost unul dificil și lucrurile au mers destul de încet. Și noi tragem speranță să vedem în această legislatură o schimbare și să vedem că într-adevăr se vor așeza la aceeași masă toate partidele din Parlament și vor scoate o variantă a legii offshore astfel încât să se poată da deciziile de investiție de la toți operatorii care au astăzi titlul de concesiune în Marea Neagră. Ce aș vrea eu să spun astăzi, să punctez de fapt, pentru că majoritatea lucrurilor și informațiilor au fost spuse de antevorbitorii mei, referitor la cifre și la oportunitate, aș vrea să subliniez partea aceasta de oportunitate, fereastra de oportunitate. Vreau să ținem cont că, nu știu, poate să facem o analogie, epoca de piatră nu s-a încheiat pentru că s-a terminat piatra, ci pentru că a început epoca bronzului. Ori dacă noi nu realizăm că oportunitatea, fereastra aceasta de oportunitate de exploatare a gazelor pe care noi le avem, spre deosebire de alte state din Uniunea Europeană, ne va fi foarte, foarte greu să strângem diferența economică, de valoare economică a României față de alte state vest-europene. Deci este o oportunitate uriașă pentru noi să aducem plus valoare României. Am văzut că ați tot vorbit despre PNRR și ați tot pus întrebări despre PNRR. Într-adevăr, industria noastră este poate propune proiecte despre PNRR, dar noi, de fapt, vă propunem un PNRR 2 al României. Deci discutăm despre PNRR-ul european, care prevede, nu știu, 30 de miliarde de euro. Probabil că jumătate vor fi împrumuturi, pentru că doar jumătate vor fi granturi. Dar noi discutăm aici de PNRR-ul României, care este deja bine definit ca și proiecte și care vorbește de venituri la bugetul de stat aduse, deci fără să implice în vreun fel bugetul de stat, de 26 de miliarde. Vorbim despre 30.000 de locuri de muncă. Țin să vă spun că sectorul nostru, deși pare unul foarte mare, este în scădere. În ultimii 4 ani a pierdut chiar 30.000 de locuri de muncă. De la 103.000 suntem acum sub 80. Ceea ce ar trebui să ne tragă un semnal de alarmă că trebuie să facem ceva să ne redresăm. Acest PNRR 2, investițiile de la Marea Neagră, pot fi o soluție viabilă și realizabilă imediat. Referitor la discuțiile despre legea offshore în Parlament în această sesiune, să știți că nu este ușor. Noi am purtat discuții cu majoritatea partidelor parlamentare și cu cele din coaliție și cu cele din opoziție atât cât ne-au primit. Nu a fost niciun partid să se opună ideii de investiție la Marea Neagră. Cu toții au fost de acord că este un proiect de țară. Este un proiect extrem de important care va transcede legislatura aceasta parlamentară. Cum spunea și domnul Popescu de dimineață, prima moleculă de gaze din Neptune Deep, în cazul în care se dă o decizie finală de investiție anul acesta, e posibil să iasă abia în 2025. Deci deja suntem în următoarea sesiune, în următoarea legislatură parlamentară. Așadar,
este extrem, extrem de important ca lucrurile să se miște acum, repede. După cum știți, procedurile în Parlament nu sunt ușoare. Durează ceva timp până își dau aviz toate comisiile, până își dau toate comisiile raportoare, până înaintează raportul către plen și până se votează legea într-o formă convenabilă tuturor. Deci insistăm pe acest lucru. Dacă vrem să facem ceva, să ne apucăm să facem cât de repede. V-aș întreba și pe dumneavoastră care ar fi modificările concrete pe care industria le dorește la legea offshore. Cum spuneam puțin mai devreme, doamna Alina Popa, pe care o salut, OMV Petrom, după cum bine știți, este unul dintre membrii noștri. Noi avem trei solicitări principiale, și anume clarificarea regimului de stabilitate fiscală și legislativă, introducerea unui sistem de impozitare echitabil și asigurarea unor mecanisme de piață echitabile, competitive, care să poată da posibilitatea producătorilor să-și comercializeze gazele naturale în mod liber. Astea sunt cele trei lucruri pe care le solicităm și pe care de fiecare dată când am avut ocazia să le spunem, le-am spus. Și ați spus că Marea Neagră poate contribui la redresarea economică. Aveți o întrebare, dacă ne puteți da câteva elemente prin care se poate realiza această contribuție. Vă mulțumesc tare mult pentru întrebare. Cum spunea și Alina Popa puțin mai devreme, au fost foarte multe studii făcute pe acest subiect. Cel mai relevant, cred că a fost studiul Deloitte, în urmă cu câțiva ani. Aceștia calculaseră un venit de investiții cumulat în jur de 105-110 miliarde de dolari în funcție de, bineînțeles, cursul dolarului de la vremea calculului. Dar am făcut niște calcule și le-am adus de fapt în niște cifre palpabile legate de bugetul de venituri și cheltuieli propus chiar anul acesta de către guvern. Și spuneam că pentru o creștere anuală la bugetul de stat de peste 9 miliarde de lei și contribuție directă și indirectă de la PIB de 14,4 miliarde, reprezintă 8% din investițiile publice preconizate anul acesta. Și am mai calculat ce ar putea face cu acești bani guvernul în cazul în care ar vrea. Din 9 miliarde de euro anual aport la buget, ar însemna 28% din ajutoarele de stat pentru redresare economică. Astea sunt cifre ce au preconizat guvernul că vor să aprobe anul acesta prin buget. 21% din investițiile totale preconizate la Cernavodă pentru următorii 4 ani sau 35% din investițiile totale preconizate pentru hidroelectrica. Sau ar putea substitui întregul necesar de cheltuieli pentru a finaliza autostrada A3, Transilvania, sau autostrada A0, centura Bucureștiului, în totalitate, deci adunate. Sau s-ar putea face în totalitate autostrada A7, Ploiești, Focșani, Bacău, Suceava, Siret. Nu vă mai spun de, nu știu, că putem construi 1373 de centre medicale sau să reabilităm 112 spitale județene. Deci cifrele sunt halucinante și vorbim despre 9 miliarde de lei aport anual bugetar pe perioada derulării investițiilor. Deci cifrele sunt mari și realizabile doar cu voința politică a tuturor partidelor din legislatura parlamentară actuală. Și v-aș întreba acum, nu știu dacă aveți și răspunsul, dar cum vă explicați că la aceste cifre posibile nu a fost totuși voință politică până acum? Cred că voință politică a fost. Nu, cred că nu a fost. Am pierdut un an din cauza pandemiei, dacă îmi vreți părerea personală. Cred că consensul politic, cel puțin declarativ, a fost încă de la conferința organizată chiar de dumneavoastră anul trecut în februarie, la care majoritatea reprezentanților de partide și-au dat acordul pentru importanța realizării acestui proiect. Din păcate, prioritățile au fost altele pentru guvern și pentru Parlament. A fost și un an electoral.
Cred eu că asta a fost o scuză a noastră, a tuturor, pentru întârziere. Dar, cum vă spuneam la început, sunt optimist și ne arătăm încă o dată, noi industria și noi federația, ne arătăm încă o dată disponibilitatea de a ne așeza cu cei interesați din guvern sau din parlament la discuții pentru a le furniza expertiză și experiență din rândul membrilor noștri.